Începând cu această lună, sectorul cultură, pictură și restaurare al administrației patriarhale a dat startul ediției a 12-a a concursului național Icoana Ortodoxă Lumina Credinței. La fel ca în anii precedenți, tematica generală a concursului va fi în concordanță cu tema anului omagial și comemorativ din Patriarhia Română. Concursul cuprinde trei secțiuni și are ca obiectiv general păstrarea tradițiilor religioase și culturale, prin punerea în valoare a talentelor în pictura bisericească, concursul național de pictură este organizat de Patriarhia Română, în parteneriat cu Muzeul Național al Statului Dimitrie Gusti. Prin cele trei secțiuni ale sale, icoană pe lemn, miniatură și proiect de senat, actuala ediție își propune, pe de o parte, să dezvolte noi compoziții iconografice ale Maicii Domnului un înconjurată de sfinți melosi și imnografi iar pe de altă parte dorește să marcheze importanța implicării pictorilor bisericești și a iconarilor în înfrumusețarea Sfintelor Lăcașuri prin proiectarea mobilierului liturgic, decorarea căților de cult, precum și armonizarea tuturor componentelor artistice ale unui ansamblu bisericesc. Evenimentul va fi încununat de vernisajul expoziției concursului, care va avea loc în mijlocul Breslei pictorilor bisericești pe 13 noiembrie, odată cu deschiderea conferinței naționale, unitate dogmatică și specific național în pictura bisericească. De asemenea, lucrările vor fi găzduite și de Muzeul Național al Satului Dimitri Gusti din București, începând cu data de 24 noiembrie și până la finalul anului, unde, odată cu deschiderea expoziției, se va organiza și o masă rotundă deschisă publicului larg. În cadrul mesei rotunde vor fi discutate aspecte referitoare la direcțiile stilistice și tehnice ale lucrărilor participante, la conținutul acestora raportat la tematica propusă și la criteriile de notare avute în vedere de către comisia de evaluare. Înscrierea candidaților va avea loc în perioada 28 august 1 septembrie. Lucrările vor fi depuse fizic la sediul Sectorului Cultură, Pictură și Restaurare. Documentele în vederea înscrierii pot fi găsite la adresa patriarhia.ro, la secțiunea dedicată concursului.